Pentru că este o slujbă cu binecuvântări și s-a citit despre binecuvântare, să începem cu o binecuvântare, așa cum se încheie Psalmul 106, binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel din veșnicie în veșnicie. Amin. Așa se zice și la binecuvântări și așa să zicem și când e vorba să binecuvântăm pe Domnul, că scrie aici și tot poporul să zică amin, lăudați pe Domnul. Și tot din Cartea Psalmilor și tot de binecuvântare, citim de la 115, versetul 15, pentru dumneavoastră toți, în mod deosebit pentru familiile acestea, 8 am înțeles, nu știu atunci când au adus părinții și au binecuvântat Domnul, cât o fi fost. Scrie aici, fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul. Și dacă vă binecuvântează unul care e proprietar și în cer și pe pământ, vă puteți alege cu ceva și pe aici și pe acolo. Măriți să fie Domnul! Dragii mei, în această seară s-a citit, cum spuneam, că deși înțeleg eu nu era o practică, de aceea ucenicii s-au opus, dar Domnul a facilitat dorința părinților, acel episod s-a încheiat, așa cum scrie în versetul 16, i-a luat în brațe, i-a binecuvântat, punându-și mâinile peste ei. Și în final se va proceda, așa după cum aveți rânduiala, dar la fel, în principiu. Și cred că toți doriți să vă fie binecuvântați copiii, să fie binecuvântați acești 8 copii, dar ascultați-mă ce vă citesc, un verset cu care se încheie Vechiul Testament, Cartea Maleahi, capitolul 4, versetul 6. El, e vorba de misiunea lui Ioan Botezătorul, va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinți, ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. Adică, numai în condiția unor relații bune între părinți și copii va la binecuvântare. Dacă nu scrie în Cartea Maleahi, că Domnul blestemă binecuvântarea. Haideți în seara asta să ne punem așa față în față. Mă, ăștia micuții încât pricep. Dar cei mai mărișori, copii, care aveți 5, 10, 15 ani, 25, care e relația voastră cu părinții și părinților, care e relația dumneavoastră cu copiii? Ca binecuvântarea să poată veni. Altfel, există un risc opus. Așa a creat Dumnezeu viața de familie ca să avem nevoie unii de alții. Unii ori concomitent, alte ori succesiv. La ce mă refer? Acești copii mici, dacă n-ar avea parte de ajutorul părinților, ia spuneți în dumneavoastră, ăștia de pe picioruții lor veneau la adunare, la binecuvântare? Păi nu veneau, nu sunt în stare să descurce nici până la bucătărie, nici până la baie. Și cine face servicii pentru ei? Tata și mama, sper că bine am zis, că mai sunt și tați care cred că treaba lor numai să aducă bani și treaba acasă numai mama cu copiii. Eu le mai spun când văd frați cu carșetă sau cu copilași în brațe, zic, măi, în burtă nu-i puteți pe strada, măcar în brațe. Spune Apostolul Pavel, vă amintiți unde? Nu, copiii sunt datori la părinți, în etapa asta. Ci părinții sunt datori la copii să-i nască, să-i crească, și asta implică mult, servicii. Și să nădăjduim că le faceți cu drag, cu gândul la binecuvântare, că altfel ce sens ar avea să fi cerut păstorul binecuvântarea peste copilul tău și tu să te superi pe el și să gândești
rău de el. Mă, pe cine să asculte Domnul? Ce atitudine să aibă Domnul față de copiii tăi? Dragi părinți, trăim într-o vreme în care colegii noștri de vârstă, de clasă, de studenție, de muncă, evită să facă astfel de sacrificii pentru copii. Și când aud de mai mulți copii, unii vorbesc pe față, alții numai în dos, de sacrificiul acesta pe care îl socotesc oarecum o modă învechită să se sacrifici pentru copii. Și iată că reversul are loc în societatea noastră. Copiii parcă i-au citit pe părinți că nu mai vor să se sacrifice pentru copii și le întorc cu aceeași monedă și în Occident, cum știți, în America, în mod deosebit, e plin de bătrâni pe care îi grijesc nu copiilor, unii ori românii noștri sau alții, pe baza cotizării la asigurările sociale, sau poate mai cotizează și copiii, diferă de la caz la caz, dar eu chiar m-am gândit nu de mult. Ce gust are bătrânețea aceea în care copiii tăi vin la tine așa o dată pe lună ca la vorbitor la pușcărie? Copiii pe care, nu știu, vorba de părinți care au fost pe front în Vietnam, care acum sunt bătrâni, nu știu exact. Dar asta e realitatea vremii noastre. Părinții se dezic de dragostea de copii și copiii le întorc, cum spuneam, cu aceeași monedă. Sau cum se spune unor copii la creșă, bătrânii la azil. Dar niciodată nu va fi frumos pentru copiii, cât ar fi de bună o bonă sau o bunică, nu o pot înlocui pe mămică și pe tata. Nu știu dacă e nominal sau doar imaginar că un copil așa de vreo 7-8-10 ani a aflat cât câștigă tata pe zi, a procurat banii și și-a propus o zi să-l plătească el să stea cu el acasă. Nu poate fi înlocuită menirea părinților nici de structurile sociale, nici de alți binefăcători. Am amintit textul din Corinteni, care ne vorbește despre datoria părinților și aș putea să vă dau și un exemplu, sunt mai multe, bine ar fi să fie cel mai real exemplu de acasă. S-a căsătorit Iacov și ăsta s-a propus să nu se joace așa de-a tata și mama. Și au venit copiii, nu puțin la număr, și scrie în Genesa 31, versetul 40, despre truda lui, ziua mă topeam de căldură, noaptea mă prăpădeam de fric și îmi fugea somnul de pe ochi. Și mai spune apoi, când fratele său Esau a vrut să meargă așa în pas, alerg soldații săi, Genesa 33, versetul 14, Domnul meu să ia înainte, eu voi veni încet la urmă, la pas cu turma care va merge înaintea mea, la pas cu copiii, până voi ajunge Domnul meu în Seir. Că nu-i tot una așa să fii liber și să mergi în concediu și să te distrezi sau să fii dependent de juniorii ăștia, dependent și ziua, dependent și noaptea. Dar Dumnezeu a vrut și încă vrea să întoarcă inima părinților spre copii. Și asta înseamnă să-i dorești, să-i iubești, să te sacrifici. Amin? Și dacă mai vine vreunul? Am fost la o binecuvântare în județul Bihor și îmi spune o mămică, frate, știi care este istoria acestui copilaș? Penultimul s-a născut în urmă cu 7 ani. Și am crezut că nu o să mai fie altul. Și îmi spune acest copilaș care avea penultimul acum 6 ani, înainte de a veni ultimul pe lume, de a se concepe, mă,
mami, cum arată un înger? Și am încercat să-i spun așa mai fugitiv, dar a devenit curioasă și a zis, dar de ce întrebi? Și zice, am văzut eu unul și am vrut să fiu sigur că e înger sau nu. Mama a devenit mai curioasă și ce ți-a spus? Că o să mă aveți un copilaș și eu o să mă am un frățior. Taci, copile, ce-i treaba ta asta? A trecut vreo lună, două, mama a rămas însărcinată, a mai trecut vreo lună, două și spune copilașul, mamă, iar am venit să văzut îngerul. Dar ce ți-a spus? Că nu primești cu drag pe frate meu. Era la binecuvântarea ăsta mic și zice sora, mă tem că îi spune. Dragii mei, fie vă inima întoarsă spre copii. Că înainte de a-i lua Domnul Iisus în brațe, să-i binecuvânteze, trebuie să iei tu în brațe. Și dacă tu nu-l ții cu drag în brațe, cum vrei să-l dai la Domnul Iisus în brațe să-l binecuvânteze? Și apoi să mă asculte cei mai mari. Și noi care încă mai avem părinți, spune Scriptura în 1 Timotei, capitolul 5, citesc versetul 4, dacă o văduvă are copii sau nepoți la copii, aceștia se deprindă să fie evlavioși întâi față de cei din casa lor și să fie întoarsă inima copiilor spre părinți când sunt părinții bătrâni și să răsplătească ostenerile părinților lor pentru cât l-a legănat mama de a mai ține lumea, așa că n-a mai putea mama de braț să o scoată copilul la plimbare sau nepotul. N-ar fi bine așa. M-am simțit mustrat în inima mea că nu am fost suficient de bun față de părinții mei și acum nu de mult urma să mă duc la o binecuvântare de copii în Alba, în reședința de județ și am spus soției, auzi, vreau să mă duc mai de dimineață să fac un ocol de 100 de kilometri să duc ceva la tata și mama, că prin harul Domnului încă trăiesc amândoi. Și pe drum am zis, Doamne, e drept că am două surori, una locuiește la 50 de metri cu casa de tata și mama, una la 100, sunt acolo la îndemână. Dar ele sunt fete și băiat are tata numai unul și odată când a fost în spital a zis, spune la Iosif să vină la mine, că numai noi știm cum l-am îngrijit, ci că am fost mai mofturos când am fost mic, nu prea mâncam orice, mă îngrijea mama cu povești, zicea, mâncă, am ascuns de fete să-ți dau ție. Și acum ce fac eu oare pentru ei? Dragii mei, atunci de Domnul binecuvântare, când pe ăștia îi primim cu drag și noi pe bătrânii îi îngrijim cu drag. Asta ar fi reciprocitatea când îi întoarce inima la unii spre ceilalți. În al doilea rând. Spune Scriptura, citesc din Efeseni, capitolul 6, versetul 4. Părinților, creșteți copiii în învățătura Domnului. Noi suntem datori să-i învățăm. Că să scrie și să profeseze ceva mai târziu ne ajută școala și alte servicii de resort. Dar cele sfinte sunt în primul rând în grija noastră să-i învățăm. Și am pentru dumneavoastră un sfat citind din Cartea Judecător la capitolul 6. Că eu așa credeți dumneavoastră că sunteți pocăiți și învățați. Test. Nu vă dau, că asta ar însemna să iau prin sondaj vreo 2-3 copii și să-i întreb câți psalmi și câte versete în Proverbe știu. Acum nu de mult am fost într-o familie și am vorbit de ceva personaj biblic și copiii nu știau și tata a încercat sau mama să le spună, mă, dar v-am povestit, mă, nu v-am mintit, mă. Înseamnă că dacă nu țin bine minte, trebuie să le mai spui odată. Sau mai mult decât odată. Numai că scrie aici în Judecător 6, vă citesc de la versetul 13, sunt cuvinte rostite de Gedeon, căruia îi trăia tata și care și-amintea de ce îi povesteau părinții. Rogu-te, Domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni s-au întâmplat toate aceste lucruri? Erau rob la madianiți, munceau pe degeaba.
Și unde sunt toate minunile acelea pe care ni le istorisesc părinții noștri? Și povestea Ioas tatălui Gedeon cum Dumnezeu i-a izbăvit. Chiar m-am gândit ce pasaje din istoria biblică povestea. Ori a fi povestit și de la Sinai când Dumnezeu a zis să n-aibă idol, că în casă la tatălui Gedeon erau idol. Adică ce vreau să spun cu asta? Când învățăm pe copii, trebuie să practicăm noi întâi ce învățăm, că dacă nu, ăștia nu ne cred. Și ăștia își vor da seama ce-i cu noi. Sunt două versete frumoase în Proverbe, pe lângă multe altele. Zice în Proverbe, capitolul 20, versetul 7, cel neprihănit umblă în neprihănirea lui. Că în Luca 1 scrie că atunci când a vrut Domnul să întoarcă inima părinților spre copii și a copiilor spre părinți, a vrut să întoarcă și pe cei răzvrătiți la umblarea celor neprihăniți. Și zice în 22:6, învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze. Dragii mei, cum învață mai bine un om să te încuiască? Dacă îi spui cum să te încuiască sau dacă și se uită la tine cum te încuiești? Și dai și lui apoi misteria în mână. Cum să învețe fata să nu strige când mama strigă? Să-i dea un exemplu cu casetofonul, să-l dai mai încet? Uite, asta înseamnă strigat și asta înseamnă vorbit încet. Eu cred că trebuie să o învețe cum să fie o fată cu minte, tata cum să-l învețe pe băiat. Cum zice Petru, dându-vă pildă turmei. Și turma asta cât sunt aici. Că și în biserică se dă în pildă turme, dar aici ne văd frații așa, scurt. Dar acasă, dragii mei, acasă copiii te știu cât ești de pocăit, acasă nu se poate juca teatru. Mai sunt părinți, am auzit eu, care nu se ceartă în prezența copiilor, dar am auzit că tot i-au depistat copiii. Nu se poate să nu afle copiii cât e de pocăit tata și mama. Asta se va ști. Așadar să ne ajute Bunul Dumnezeu să învățăm cu cuvinte, cum spune în Deuteronom 6 sau 11, când vom fi acasă, când vom pleca și așa mai departe, dar și prin exemplul personal. Amin? Măi, nu vă certați de la jucării. Și să pot spune, m-ai auzit pe mine sau pe tatăl tău vreodată certându-se? Știți, s-a întâmplat odată, sunt multe variante, eu vă spun una pe subiect. Că a venit păstorul acasă și mai voia să meargă un băiat la adunare și să-l conducă pe păstor la gară și părinții au zis, frate, spune-i să vin la adunare că nu vrea să vină. Băi, să vin la adunare? Nu vin, că tata și mama au zis că ea de la adunare nu-s pocăiți. Ce să zică păstorul? Zice, da mă, dar tu ai pe tata și pe mama pocăiți. Auzi, pe ăștia știu mai bine. Aș pleca și de acasă, numai de la adunare. Și acum, dragi copii care sunteți aici, dacă la tata și la mama îi revine să învețe și să dea exemplu, ce vă revine vouă? Care e reciproca? Că de asta vorbim. Când inima părinților e aplecată spre copii, îi învață bine și se dăruiesc, cum spunea Domnul, mă sfințesc pentru ei. Dar ce au de făcut copiii? Efeseni 6:1. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, că ce este? Drept. Mai copiii, voi ascultați? Copiii lui Samuel l-au văzut pe tata cum judeca și în localitatea de domiciliu și în altă reședință. Și-au văzut copiii ăștia că tata niciodată acasă n-a sosit cu sau un client de la judecătorie să vină cu un măgăruș de ață și să întrebe băieții, tata, asta când l-ai cumpărat? Că la servici n-ai mers cu bani. Dar voi lăsați voi, măi băieți, că mi l-a adus cineva. N-a înșelat niciodată. Și când i-a pus pe ei judecători, numai bine că s-a trezit cu măgărușul acasă. Sau numai rău, nu bine.
Deci, din nefericire, avem de-a face și cu copiii care nu vor să urmeze exemplul părinților lor, doar pilda cu fiul risipitor, a spus-o Domnul și-i dreaptă, nu? Ați auzit vreodată pe vreun predicator spunând că tata fiului risipitor n-a fost pocăit? Nu l-am auzit. Și cred că a fost. Dar copilul de cine a ascultat? A fost chiar, a spune, prea dăruit copiilor. Le-a dat și averea, prematur poate. Nu știu ce reguli erau acolo. Dar a venit vremea când fiul acela risipitor s-a întors cu inima spre părinți. Și a mintit de tata și a zis, mă duc să mă fac rob, poate mai câștigăm ceva din averea pierdută. Dacă sunt și aici fii risipitori, poate unii pe aproape, alții mai de departe, Domnul să-i întoarcă la umblarea celor neprihăniți și cu inima spre părinți, să se bucure tata și mama de pocăința lor, mărit să fie Domnul. La noi în biserică au fost făgăduințe prin Duhul Sfânt, în urmă cu un an, doi, că Domnul va cerceta fii risipitori aflați la distanță. Și la unul dintre botezele, nu de mult, s-au botezat 8 dintre aceștia. Mărit să fie Domnul. Știți ce a spus Iuda, fiul lui Iacov, când s-a pocăit cu adevărat și a întors Domnul inima spre părinți? Ia amintiți-vă unde scrie. Ah! Să nu văd mâhnirea tatălui meu. Fetelor, se mai necăjește mama câteodată pentru voi, așa. Ea vă spune una și voi spuneți două, dar altfel. Băi băieți, tata se bucură? Așa e când e întoarsă și inima copiilor spre părinți. Tata și mama învață și dau exemplu și copiii urmează, călcând pe urme. M-am gândit cândva și vă rog să prindeți ideea asta, că e important. Știți cu cine a început întoarcerea inima părinților spre copii și a copiilor spre părinți? Cu oamenii prihăniți din vremea nașterii lui Ioan Botezătorul și a Domnului Iisus Hristos. Elisabeta era bătrână, Maria era tânără și s-au dus una la alta. Știți mai exact când inima părinților spre copii și a copiilor spre părinți? Când și mama primește Duhul Sfânt și copilul. Duhul Sfânt a venit peste Elisabeta și a venit și peste Ioan Botezătorul, același Duh. Că Duhul Sfânt în Biblie este, o care ne lăudăm noi penticostalii, numit și Duhul Tatălui și Duhul Fiului. Culmea, și tata e botezat cu Duhul Sfânt și Fiul. Tata zice una și Fiul zice alta. Dar nu-i același Duhul Tatălui cu Duhul Fiului și cu Duhul Sfânt care e noi? Atunci ne va fi inima îndreptată unii spre alții și a tuturor spre Dumnezeu când vine Duhul lui Dumnezeu peste noi. Mărit să fie Domnul. Și tu când vine ne învață, ne aduce aminte ce-i scris și ne dă la toți aceeași direcție. Altfel suntem dezbinați. M-a sunat un tânăr nu de mult și spune, frate, și dumneata crezi ca tata? Ce, dragul meu, că nu-i bine să merem la fotbal, să mai vedem câte un film. Și zic, măi băiete, cine sunt eu și cine-i tată, domnul, să dăm noi legi care vouă nu vă plac. Dar tu ești de acum mare, ia apropie-te de Dumnezeu, ia și tu ceva zile de post, de rugăciune și întreabă-L pe Dumnezeu, vezi și El ce părere are. Și zic, sună-mă după aia să-mi spui și mie, că-s curios. Nu mai suna, nu știu. Nu întreba, nu primi răspuns. Aici e toată dezbinarea. Da, asta zice tata. Băi, copiii mei sunt așa. E nevoie să vină Duhul lui Dumnezeu ca să gândească și tata și fiul la fel și mama și fiica deopotrivă. Amin? Și mai adaug aici ceva scurt, o datorie așa mai de finețe ceva. Dragi părinți, scriem Psalmul 78, vă citesc cuvinte din profeția levitului Asaf, versetul 5. El a pus o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel, a poruncit părinților noștri să-și învețe în ea copiii, să fie cunoscută de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naște, care când se vor face mari, să vorbească despre ea copiilor lor. Datoria ta ca părinte e să-i înveți pe copii adevărul curat,
Nu doar tradiția ce ai primit tu de la bunicu, să te duci la sursă. Și datoria copiilor este să păstreze ce au primit de la părinți și să ducă la generațiile următoare. O, bine ar fi dacă noi ca părinți n-am preda ideile noastre doar, ci ideile Scripturii sub călăuzirea Duhului Dumnezeu. Ca nu cumva să lăsăm vreo moștenire în parte bună, dar cu anumite deficiențe, cum a fost în vremea împăraților. Tata mergea la templu, dar și înălțimile erau acolo și copilul ce-o transmis mai departe? Și-o primit de la tata. Deci adevărul care îl transmit copilul meu trebuie să fie de la tatăl, pentru ca și copilul meu să fie frate cu fiul. Ați înțeles? Amin. Și încă ceva tot foarte scurt, ca să lăsăm vreme și să ne rugăm pentru ăștia așa bine, să nu spunem amin pe fugă. Scrie în Efeseni capitolul 6, că oricum tema asta de casă ce v-am dat-o nu e chiar simplă, dar e frumoasă. Te bucuri când îi prinzi gust. Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri. Asta e datoria noastră. În mod deosebit, și când sunt copiii mici uneori, știu eu, nedreptăți, minciuni, ei trebuie să ni se subordoneze până sunt mici, dar dacă nu suntem corecți, ei ne observă. Apoi când sunt copiii mai mari, am văzut recent undeva, erau niște băieței așa între 5 și 10 ani. Lucrau cu tata și tata a plecat cu mașina să aprovizioneze ceva. Și l-a luat pe unul dintre băieții. Și știți ce au spus ceilalți? Poftim, el îl favorizează. Și noi ce suntem aici, robi, să muncim? Auzi, copii între 5 și 10 ani. Ce să mai spun de cei mai mari? Să mai faci și promisiuni că le dai asta și cealaltă și când colo, apoi, dragul lui tata, nu m-am gândit bine. Auzi, ce spune tata și mama, trebuie să aibă valoare ca la notar. Că altfel copiii te taxează. Ce să mai spun dacă e vorba și de slujirea sfântă? Nu-i întărătați la mânie. Asta e datoria noastră, să ne purtăm cu ăștia mici cu toată atenția, cu toată grija, aș spune chiar cu respect, cu multă corectitudine. Și datoria lor care este? Scrie aici în versetul 2, porunca a 5, Exod 20 cu 12, cinstește pe tatăl tău și pe mamă ta. Doamne, ajută! Și dacă tata nu-i corect, tot trebuie cinstit? Da. Ți-a dat viață. Tu fă-ți partea ta dacă el nu și-o face. Și tu, ca părinte, dacă el nu și-o face, nădejdea că și-o va face, fă-ți parte. Recapitulăm și ne oprim aici. E nevoie, cred, în vremea asta, să întoarcă Dumnezeu prin cercetarea Duhului inima unora spre ceilalți. Părinți spre copii, copii spre părinți. Și asta înseamnă părinții să se sacrifice, copiii mai târziu să-i răsplătească pe părinți. Face mult pentru un bătrân, să-l ajuți. Când nu mai poate. Face foarte mult pentru viitorul copilului să-l înveți adevărul și să-i dai un model practic de viață. Să spună copilul despre tine, tata și mama sunt pocăiți. Eu dau mai mult pe semnătura lor decât pe a păstorului. Dar așa, într-un moment de sinceritate. Să nu uitați de asemenea, v-am zis, să nu transmiteți doar obiceiuri. Să transmitem adevărul curat. Iar copiii să nu uite că sunt datori să-l poarte încă o generație. Să nu fie ca generațiile aceia din carte judecător. Când mureau bătrânii, se îngropa și Biblia. Și ceilalți erau ereni. Și venea nenorocirea. Și în ultimul rând v-am spus
Pentru că apar diferite probleme, să ne purtăm cu copiii în așa fel încât să nu fie întărătați la mânie și ei să ne acorde cinstea necesară, căci lucrurile acestea plac lui Dumnezeu. Și Dumnezeu în aceste condiții asigură binecuvântarea. Și binecuvântarea Domnului privește viața aceasta și viața viitoare. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.